Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Economia Sudului. Sunt Ramona Olaru și astăzi îl am alături de mine pe asociatul unic al firmei de Carom Service, domnul Aurel Tobescu. Înainte să începem propriu zis emisiunea noastră din această seară, îi rog pe cei care ne urmăresc în acest moment să fie puțin atenți. Pe ecran va apărea o imagine, iar cei care ne urmăresc la radio le voi transmite despre acest lucru, că este vorba despre un tablou. Îi rog pe colegii din regie, dacă sunt pregătiți, să ne arate acea imagine pe ecran. Este vorba de un tablou, pare un tablou, în imagine este un castel. Eu iarăși vorbesc pentru cei de la Radio Sud, care ne urmăresc în același timp în acest moment. Și vom vedea pe parcursul emisiunii și vom afla pe parcursul emisiunii de la dumneavoastră ce se ascunde de fapt în spatele acestui tablou, despre ce este vorba. Până atunci însă, revenim în studio, vă rog, domnule Tobescu, să ne spuneți de cât timp există pe piață de Carom Service și ce a făcut la începuturi. De Carom Service este înființată în 1993, ca o necesitate pentru păstrarea locului de muncă. Sunt absolvent al Facultății de Automatică din Craiova, din 1985. Am lucrat în IRU, că am făcut service și am instalat mini-calculatoare independent în zona Oltenia. Am fost lector în IRU. A fost o perioadă între 90 și 93 în care am făcut service în străinătate, în Cehoslovacia atunci și în Berlin, pe astfel de echipamente. Ori în anul 1993, din IRUC au plecat foarte mulți oameni, am fost obligați să ne desfășurăm activitatea în cadrul acestei societăți pe care am creat-o eu. Dumneavoastră sunteți asociat unic. Sunt asociat unic de Carom. La început, ce făcea de Carom? Ce făcea societatea? Exact ceea ce am făcut și în IRUC, adică am făcut service pentru mini-calculatorul independent 102F atât timp cât a existat pe piață, după care, ca orice societate mică, s-a adaptat condițiilor de piață. Am asamblat sisteme, am vândut sisteme, am făcut service pe aceste sisteme. Am vândut software, am vândut programe, am făcut servicii în domeniile tehnicii de calcul și birotică. Am extins activitatea și în zona de copiatoare, fiind distribuitor pentru anume multinaționale, și toată această activitate s-a întâmplat până în anul 2000, realizând diferite proiecte. Firma nu are un număr mare de angajați, aș putea spune că este o firmă de familie. Dar a fost greu la început să intrați pe piață într-un domeniu legat de computere? Este un început, există o vârstă la care îți asumi anumite, a existat o vârstă la care ne-am asumat anumite riscuri, dar printr-un management și marketing corect, adică am realizat și publicitate, am reușit să rezistăm. În sensul că, făcând publicitate, practic, oamenii au cunoscut serviciile oferite de compania noastră. Am avut în anul 95-96, am avut o campanie, ne-am orientat spre omul care își dorește un calculator acasă. Am avut o campanie care am intitulat-o Calculatorul pentru acasă. Am lucrat în toată această perioadă și lucrăm în aceeași rețea de distribuție, deci am fost constanți, obținând astfel și facilități de finanțare. Ați obținut și fonduri europene? Ați lucrat pe fare? Nu am lucrat și nici nu. Am fost invitați, am avut oferte, dar nu ne-am implicat în a accesa aceste fonduri. Spuneți-mi, vă rog, pe parcursul existenței până în anul 2000, au fost ceva dificultăți de piață? Totuși, lumea aceasta a computerelor era la început. Au fost momente dificile. Îmi aduc aminte de anul 1996, când în câteva zile a existat o creștere a dolarului, totul se calcula în dolari în acel moment, foarte mare. Nu i-am avut noroc atunci. Am avut noroc pentru că am avut stocuri.
Pentru că altfel, dacă aveam contracte în derulare și prețurile erau stabilite înainte de acea perioadă, era undeva în toamnă acest lucru, pentru multe firme a fost un moment dificil. A fost o creștere semnificativă, o creștere fulminantă a valutei. În acel moment, noi am rezistat. V-am spus prin faptul că am avut oarece stocuri și nu am avut în acel moment proiecte în derulare. Toate echipamentele le aduceați din import. Pe vremea aceea nu se produceau sau se produceau în cantități mici. Noi nu suntem importatori, facem parte din rețele de distribuție pentru firme foarte bine poziționate pe piață. Desigur, am înțeles lucrul acesta, dar doar am să clarificăm dacă acele echipamente veneau de peste graniță și dumneavoastră doar le distribuiați sau se produceau și în România. E dificil să... E foarte dificil ca să produci în România, pentru că prețul de o achiziție devine foarte mare. Deci nu există tehnologie nici măcar pentru o sursă. A realiza o sursă sau o carcasă. Luăm o carcasă de calculator. Dacă ne punem să facem o carcasă de calculator, o carcasă de calculator care are un preț de achiziție de $19, dacă ne-am propune noi să o facem, în mod sigur am scoate-o la 40-50 de dolari. Și nu s-ar justifica din punct de vedere economic. Când ați făcut cotitura către casele de marcat, de ce nu ați mers pe traseul ales de la începutul apariției firmei, acela de a face și softuri și... de a vă ocupa de... Noi mergem în continuare, desfășurăm în continuare acest obiect de activitate. Între timp au dispărut anumiți clienți, mă rog, au apărut alții. Și tehnica este alta? Și tehnica este alta, da. A fost un moment de conjunctură. Eu, lucrând, v-am spus, în IRUC, colegii mei care se ocupau cu case de marcat, erau niște case de marcat care se produceau la Târgu Mureș, parcă, nu le luam în considerare. Consideram că nu este un obiect care merită a fi studiat. Dar în anul 1999, un coleg de la Turnul Severin m-a rugat, a avut o problemă cu instalarea unor astfel de echipamente, l-am ajutat și am realizat că este un lucru interesant. Și a vinde case de marcat înseamnă a fi înscris într-un registru al distribuitorilor de către Ministerul de Finanțe. Deci trebuie să fie o firmă autorizată, iar firma, la rândul ei, trebuie să își autorizeze tehnicienii. Lucru care se face în doi ani pe fiecare model de casă de marcat se face această autorizare. E un lucru foarte serios. Aceste case de marcat trebuie fiscalizate, au o memorie, au un carnețel în care se trec toate minunile posibile și imposibile, toate servisurile pe care le faceți. Da, este ordonanța 28 care reglementează lucrul cu casele de marcat și presupune anume rigoare. Comercianții noștri nu prea înțeleg acest lucru, văd casa de marcat ca un obiect inutil. Casa de marcat este un instrument prin care autoritățile fiscale pot să realizeze un control asupra veniturilor diferitelor societăți. Desigur, vedem în jurul nostru foarte mulți comercianți care nu utilizează casa de marcat, ca atare nu înregistrează veniturile respective. Cum credeți dumneavoastră că ar trebui, o să vorbim în partea a treia a emisiunii despre noile reglementări, noile propuneri de reglementări în acest domeniu, dar cum considerați dumneavoastră că ar trebui să se adreseze legislativul comercianților pentru a utiliza efectiv casele de marcat și pentru a emite bon fiscal? Lucrurile sunt deja legiferate. Orice proprietar de afacere, în relația cu persoanele fizice, trebuie să emită bon fiscal pentru servicii sau obiectele vândute. Altfel, dacă nu emite bon fiscal, este amendat. În teorie, să știți, am intrat mare într-un magazin la ora 8 seara, la ora 20, și am cerut bon fiscal.
s-au scuzat abia atunci, deschideau casa de marcat, s-au scuzat că nu le mai merge softul, nu știu cum, și în cele din urmă mi-au dat un bon fiscal, dar a durat vreo 15 minute. E o problemă și a clientului, să știți că dacă intră într-un magazin și nu cere, nu are bon fiscal, este posibil să fie și el amendat. Există o amendă și pentru client. Pentru client, dacă da, nu cere da, bon fiscal? Da, orice comerciant are obligația să pună acolo un panou, literele de o anume dimensiune, în care să scrie solicitați bon fiscal. Da, asta știam, dar că există obligația există ca și clientul și obligația. Eu cer bon fiscal peste tot unde merg. Și nu am întâlnit situația. Nu am întâlnit situația. Uneori nu fac nimic cu el, dar știu că cel puțin acel serviciu este înregistrat. Și acel venit este înregistrat și se plătește impozit. Și se plătește impozit pe el. Foarte bine, să vă urmeze exemplu tot mai mulți. Vreau să vă spun și un mod de lucru al proprietarilor de afaceri. Folosesc casele de marcat. Deci le folosesc. Numai că justifică faptul că au așa de mulți clienți încât nu pot să dea bonuri fiscale la fiecare client. Și atunci ce atunci se întâmplă? Seara, încep și tastez. Au vânzări de atât sau, mă rog, decât își propun să introducă vânzările în casa de marcat și tastez atunci un bon cu o sumă pe care o înregistrează în casa de marcat. Dar ei nu știu faptul că pe casa de marcat sunt tot felul de rapoarte unde sunt. În raportul jurnal se vede ora la care a fost dat bonul, se văd foarte multe lucruri. Adică într-o zi nu am dat niciun bon și la ora 6:33 de minute și 20 de secunde, că așa apare pe bon, am tastat în casa de marcat 1200 de lei. Deci dacă vrea cineva să verifice... Există aceste posibilități. Da, spuneți-mi, vă rog, am să dau citire, am găsit în bilanțul firmei Decarom. În 2012 a avut o cifră de afaceri de 518.000 de lei, iar în 2013 a scăzut la 365.000 de lei. Cum este în 2014 față de acești ani... activitatea economică a societății? Da, până în 2012 a fost o creștere progresivă, cel puțin cu 1,5%, 2% mai mult în fiecare an. Chiar și pe perioada crizei, numărul de angajați fiind 2. Între timp, în 2012, a apărut și un al treilea angajat, iar această scădere vine de la faptul că a menținut prețurile la același nivel, în schimb au crescut foarte mult cheltuielile. Iar noi lucrăm mult mai mult în 2013, am lucrat mult mai mult în 2013 decât în 2012. Deci au crescut cheltuielile. Dar cum este 2014, anul acesta care e pe final? 2014 se arată din punctul nostru de vedere la fel ca și 2013. Da, deci cu o cifră de afaceri similară și cu o cifră de afaceri aproape similară, adică nu vă pot spune în acest moment că nu mă ocup eu de lucrurile astea. Pentru mine important sunt clienții, am alt target. Partea de contabilitate chiar este... Da. Cât din activitate, ce procent din activitate este dedicat caselor de marcat și serviciului și ce procent din activitate mai merge către reparații de computere sau alte domenii? Nu am exact o astfel de împărțire pentru că pe mine mă interesează clienți. Deci eu văd într-o lărgire a bazei clienților, clienții cu necesitățile lor, case de marcat, calculatoare, în principiu cred că predomină vânzările. Acum o casă de marcat este 500 de lei. Dacă vând 500, vând 5 case, un calculator care este vândut cu software, un sistem de operare pe care se instalează sau anumite aplicații, Office sau programe, poate să ajungă la 3-4 mii de lei. Deci 3-4 mii de lei înseamnă că ar trebui să vindem 8 case de marcat ca să ajung la nivelul unui calculator. Pe un calculator lucrez mai puțin, îl asamblez eu, pun software-ul în testare, în 24 de ore este gata, o casă de marcat. 500 de lei înseamnă programare, înseamnă fiscalizare, înseamnă instruire, să stai cu fiecare om
cel puțin o oră ca să-i explici cum merge, să-i explici regulile de funcționare a unei case de marcat. Sigur. Revenim în studio după o scurtă pauză publicitară, când vom vorbi, vom elucida misterul acesta inovativ, să spun așa, să le spunem celor care ne urmăresc ce era acel tablou, ce noutate a științei a apărut în ultimii ani, despre care ne va vorbi domnul Tobescu. Revenim imediat. Vrei să fii corect informat despre impozitele și taxele pe care le ai de plată la stat? Vrei să afli ce produce agricultura doljană? Vrei să afli care mai sunt prețurile produselor agricole? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Vrei să știi ce companii inovează în orașul tău? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Sunt Ramona Olaru și vă aștept în fiecare zi de luni, la ora 21.30, doar la Alege TV, să vedem împreună ce mai produce economia doljană. Am revenit în studio după pauza publicitară. Vă reamintesc că l-am alături de mine pe domnul Aurel Tobescu, asociat unic al Decarom Service. Domnule Tobescu, la începutul emisiunii am prezentat un așa zis tablou, care este de fapt un dispozitiv. Mai exact, este un panou radiant folosit pentru a încălzi încăperile. Vă rog să ne dați mai multe detalii. Ce sunt aceste panouri radiante? Panourile radiante reprezintă un sistem de căldură inovativ. Modul de realizare a unui panou este bazat pe tehnologie carbon-cristal sau anumite tipuri panouri sunt realizate pe bază de turmalina. Tehnologia carbon-cristal înseamnă carbon impregnat în cristal și încălzit, se emit raze infraroșii de undă lungă în spectru 4-17 microni, funcționând exact după principiul prin care soarele încălzește pământul. Aceste tablouri reprezintă elemente de încălzire și design. Se realizează un aspect frumos într-o încăpere. Adică pare un tablou, putem să punem noi pe el ce peisaj dorim sau așa vin ele din Există. Fabrică? Nu. Se poate alege, se poate personaliza. Există cel puțin 1000 de imagini din care se poate alege ceea ce se dorește cu diferite subiecte. De fapt, aceste tablouri încălzesc o locuință, o încăpere, tablouri, eu le spun generic, tablouri sunt panouri radiante. Sunt panouri, da, radiante în infraroșu, care transformă energia electrică cu un randament de peste 98% în căldură. Modul de instalare a unui astfel de panou este destul de simplu, se montează pe perete, pe traseu, asta e o inovație a noastră, punem un termostat, se alimentează direct în priză, pe cordonul de alimentare instalăm un termostat în care se reglează temperaturile dorite, funcționează în funcție de temperaturile programate. Într-o încăpere, câte astfel de panouri trebuie montate astfel încât să fie o temperatură, eu știu, plăcută, un 22 de grade, ceva de genul acesta, cam de să știți că există chiar niște norme pentru în realizarea unei locuințe. De exemplu, în baie se cer 24 de grade, la locul de muncă se cer 17-18 grade, în dormitor sunt 20 de grade. Temperatura se măsoară în pereți. Dacă termostatul se pune în perete, se pot pune și termostate wireless. Dar soluția cea mai ieftină este cea a celor pe cablu montate în perete. Ori măsurând temperatura în perete, este mai mică decât cu 2-3 grade decât temperatura din interiorul clădirii. Păi într-o cameră, să zicem, de 16 metri pătrați sau 20 de metri pătrați, putem face un calcul unde calculăm volumul la o înălțime de 2,5 metri, asta înseamnă 50 de metri cubi. 50 de metri cubi, îi putem încălzi un metru cub cu 20 de wați dacă este foarte bine izolat, putem să încălzim și cu 40 sau 50 de wați.
Deci, în GNR, într-o cameră de 20 de metri pătrați, ne-ar trebui un panou, un tablou, care să aibă undeva la 1 kW. 1 kW pe oră. 1 kW pe oră, asta înseamnă 50 de bani pe oră. La un timp de funcționare de 6 ore pe zi, este o medie de funcționare, 6-8 ore, în funcție de temperatura de afară, în funcție de temperaturile setate. Și de cât de izolată este de, da, mediul de izolație. Atunci avem un, am zis 10 kW, înseamnă 50 de bani pe oră, la 6 ore înseamnă 3 lei pe zi, 3 lei pe zi, ajungem într-o lună de zile undeva la 80-90 de lei pe lună pentru a încălzi această suprafață de 20 de metri pătrați. O singură încăpere. Dar dacă ne-am gândit la o locuință de 100 de metri pătrați, în care să avem numai aceste panouri radiante, cam cât ar costa într-o lună, să zicem, încălzirea în acest sistem? Păi, vă pot da exemple. Montăm de 5 ani de zile acestea. Suntem, de fapt, în al 5-lea an în care montăm acest sistem de încălzire. Și avem case care au numai acest sistem de încălzire. În fiecare încăpere se pune un panou, pe fiecare panou se pune un termostat, deci avem un control optim al temperaturii. Temperatura o controlăm în fiecare încăpere. Acum, dar dacă este mai frig afară, se pot alimenta la prizele de 220 sau trebuie un sistem de 380. Nu necesită niciun fel de autorizare în instalația unui astfel de sistem. Se instalează direct la sistemul electric al clădirii, direct în priză. Da. Să revenim la întrebarea mea. La o clădire, la o încăpere de... La o casă de 100 de metri pătrați. Vă pot da un exemplu real. Deci o casă cu o amprentă de 90 de metri pătrați, parter și etaj, asta înseamnă 180 de metri pătrați, construită undeva pe centura de nord. Deci un lucru foarte... Acum 3 ani de zile, cred că a fost o iarnă foarte dificilă, când o lună de zile au fost temperaturi de minus 25 de grade. O lună de zile. Proprietarul a plătit 1000 de lei pe lună încălzirea, adică pentru acea casă, electric. Curentul electric, atenție, având în casă și alte sisteme, aparate electrice, mașina de spălat, frigider, televizor și toate câte sunt în casă. Dar oricum, trebuie să fie racordată locuința la alte sisteme, pentru că trebuie apa încălzită, trebuiesc gaze la bucătărie. Nu este obligatoriu, deci asta nu este obligatoriu. Sunt locuințe care au sistem de încălzire, sistem de încălzire a apei electric, totul electric, un boiler electric, un aragaz electric, deci nu este obligatoriu ca să folosească o și altă combustibil. Și dacă ne pică energia electrică? Păi vreau să vă spun că dacă pică energia electrică, pe orice altă sursă de încălzire, pică și sistemul de încălzire. Da. Pentru că și sistemele convecționale, clasice, folosesc curent electric. Deci nu merg fără curent electric, ba mai mult, avantajul acestui sistem de încălzire este protecția. Este foarte simplu. Închipuiți-vă că mergeți, plecați de acasă și aveți temperaturile setate în fiecare punct din locuință, plecați fără niciun fel de grijă. Nu se întâmplă absolut nimic. A picat curentul electric, ele pornesc după temperaturile setate. Ori, în momentul în care am un alt sistem de încălzire, nu sunt foarte convins că am această liniște. Deci, da. Sistemele de panourile radiante nu implică niciun fel de pericol. De incendiu... De alte pericole. Spuneați că ar funcționa 6-8 ore pe zi. Nu? Asta este media puțin. Între octombrie și luna mai aproape, începutul lunii mai. Și nu mai este puțin este pe zi, doar 6 ore, adică ați făcut calcul la costuri? E un mediu de funcționare, e o medie de funcționare 6-8 ore, care, v-am spus, depinde de modul în care este izolată clădirea. Desigur, cu cât este izolată mai bine, cu atât se menține căldura. Orice sistem de căldură instalat în acea locuință va avea un consum mai mare dacă nu este izolată foarte bine. Noi vorbim acum de condiții în care vorbim de izolație medie. Vreau să vă spun că diferența de încălzire și noutatea acestui sistem de încălzire constă în faptul că încălzesc obiectele. Deci acum, din punct de vedere științific, vorbim
vorbind, soarele încălzește pământul, da? Undele între 4 și razele de undă lungă, raze infraroșii de undă lungă, unde frai, între 4 și 17 microni, ele ating pământul, obiectul pământ, pământul reflectă căldură, pământul devine el o sursă de căldură. Ori și aceste panouri care merg după principiul soarelui încălzesc obiectele, devin ele o sursă de căldură. Deci nu încălzesc aerul din... Nu încălzesc sistemele prin convecție. Sistemele de încălzire clasice prin convecție încălzesc aerul. În acest proces de încălzire se degajă vapor de apă, Aceste sisteme cu panouri radiante încălzesc corpurile care, la rândul lor devin surse de căldură. Acum, în momentul în care, nu vorbim aici de corpuri negre, dar în momentul în care un obiect emite aceeași cantitate de energie pe care o absoarbe, asta înseamnă că devine un corp negru. Este teoria lui Boltzmann. Asta face, încălzind obiectele, face ca încălzirea să fie distribuită uniform. În sensul că diferența dintre podea și tavan se poate măsura cu termometru, este de 2 grade, spre deosebire de alte sisteme de încălzire. Prin încălzirea aerului, aerul are proprietatea de a urca sus. Da, dar de aceea am văzut că aceste panouri se montează pe tavan. Chiar la dumneavoastră în birou aveați un panou pe tavan montat pentru a încălzi partea de jos? Se pune pe tavan pentru că merg după principiul soarelui și soarele este mult mai puternic la mijlocul zilei decât îl pun pe perete, adică la apus. Și distribuția este mult mai uniformă fiind pus pe tavan. Acum, părerile sunt împărțite. Să știți că de fiecare dată, în momentul în care am instalat un sistem de căldură, am și contactat după un anume interval de timp să văd dacă există nemulțumit. Nu spun că toată lumea a fost mulțumită, dar panourile care se instalează se pun în funcție de calculul energetic care s-a făcut. Ideea și nemulțumirile este, erau raportate la ce? La consumul de energie? Ideea este, da, sunt raportate și la consumul de energie electrică, pentru că orice locuință are în orice locuință trebuie să transfer punctul de rouă cât mai în exteriorul peretelui, prin materialele pe care le folosesc. Dacă punctul de rouă este în interior, se creează un vapor de apă, vaporii de apă condensează și atunci încep și curg pe pereți. Orice sistem de rouă fiind acel punct la este care... temperatura critică la care vaporii de apă se transformă în lichid. Orice sistem de căldură, indiferent de ce natură este, are exact același rezultat. Adică va avea exact același consum, numai că simt undeva că, fiind mai puternic, am senzația că mă încălzesc mai repede. Pe când sistemele cu panouri radiante, dacă sunt poziționate, și noi am deprins această experiență, să le poziționăm într-o încăpere, în zona în care se stă mai mult, ideal ar fi ca să fie montate mai multe panouri. Asta, să știți, că nu înseamnă consum mai mare de energie electrică, înseamnă din contră consum mai mic de energie, investiția inițială este mare. Cu cât sunt mai multe, cu cât sunt mai multe, cu atât consumul scade și mai mult. Mai avem 2 minute până la pauza publicitară, vă rugăm să ne spuneți dacă sunt periculoase pentru sănătate aceste panouri radiante cu raze infraroșii. Acum, dacă soarele vi se pare ca fiind nesănătos, deși lumea se plânge că nu l-a văzut de 33 de zile în anumite zone ale țării, nu-i parcă nu l-am văzut, și mai mult. Ba nu, și mai mult. Ieșit vineri, săptămâna trecută. Dacă soarele vi se pare că este nesănătos, atunci în aceeași măsură sunt și aceste panouri de nesănătoase. Nu. Deci, din contră, emit ceva radiații în interiorul încăperii care sunt... Emit raze infraroșii de lungime
lungă, care pătrund în corpul uman la 3 cm, din contră realizează o circulație sanguină mai bună și de aici apar efecte benefice pentru corpul uman. Razele de lungime scurtă sunt periculoase, ultravioletele, care în mod normal ar trebui să fie inhibate de ozonul, care ar trebui să mai existe undeva pe sus și vedeți că există din ce în ce mai puțin, sunt nepoluante. Deci încurajează energiile neconvenționale și mai mult decât atât există anume tipuri de panouri, vorbesc de cele bazate pe turmalină, care au și anumite efecte terapeutice. Lumea nu crede foarte mult în acest lucru, nu crede foarte mult în lucru cu panourile, dar fizioterapie fac, magnetoterapie bazată pe turmalină fac, acolo merg și plătesc niște bani pentru o anume oră, mă poziționez pe un scaun, am spătarul de turmalină și stau acolo o oră și dau o anume sumă de bani. Turmalina este un cristal magnetic, este singurul minereu după pământ care inversează polii și are sarcină electrică permanentă. Încălzit, emite infraroșii în spectrul de care am vorbit. Partea cea mai utilă a spectrului solar. Ori asiaticii, turmalina o foloseau împărații din Asia, coroana lor nu era din aur, era turmalina. Și mai mult decât atât, există panouri într-o anume tehnologie care au turnat pe partea dorsală un strat subțire de argint. Acum, foarte interesant, vom reveni la această discuție imediat după pauza publicitară. Publicitate, vă rog. Vrei să fii corect informat despre impozitele și taxele pe care le ai de plată la stat? Vrei să afli ce produce agricultura doljană? Vrei să afli care mai sunt prețurile produselor agricole? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Vrei să știi ce companii inovează în orașul tău? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Sunt Ramona Olaru și te aștept în fiecare zi de luni de la ora 21:30 doar la Alege TV. Am revenit în studio alături de domnul Aurel Tobescu, discutam despre panourile radiante, această sursă alternativă de încălzire a locuințelor. Înainte să încheiem acest subiect, vă rog să ne spuneți cât costă serviciul acestor panouri pe perioada în care ele sunt folosite în locuințe. Doamna Olaru, aceste panouri se montează în câteva ore. Într-un apartament de două camere, montajul durează nu mai mult de 3 ore. Se pun în priză, se programează și 10 ani de zile nu mai am niciun fel de problemă cu încălzirea. Deci nu necesită niciun fel de serviciu, nici măcar de praf nu se murdăresc. Pentru că cele care emit, cele bazate pe turmalină, emit ioni negativi, anion, care compensează ionii pozitivi. Acum, ca o paranteză, vreau să vă spun că anionii, deci ionii negativi, se dezvoltă în cadrul unor fenomene naturale, în jurul cascadelor, la malul mării, în pădurile de brad. Un anume tip de panou dezvoltă 2238 de centimetri cubi, de 2238 de ion negativ pe centimetru cub. Iar există studii care dovedesc există laboratoare care au măsurat acest lucru. Deci ele sunt omologate, sunt atestate, au toate certificatele. Sunt anumite panouri care au 75 de certificate. Se aduc din export sau se fabrică și în România? Sunt panouri, sunt tablouri care după o anume tehnologie, se fabrică în România. Panouri sunt multe, sunt diferite tipuri de panouri. Sunt panouri care au un design foarte frumos, dar în spate dezvoltă căldură pe bază de rezistență electrică. Totul spune consum. Deci consumul clienții și dumneavoastră ce spun despre acestea? Sunt mulți clienți, sunt puțini în Craiova, în Dolj, care... Am montat în toată zona și mai mult decât atât am livrat în toată țara. Mai puțin în zona Moldovei. În sunteți rest, și distribuitori de astfel de panouri? Da.
Sunt mulțumiți. El poate fi folosit ca sistem de căldură independent, dar poate fi folosit ca și sistem de căldură auxiliar. Gândiți-vă că în momentul în care se face o investiție, poate nu există suficienți bani ca să pun peste tot, să montez peste tot acel sistem de încălzire. Spuneați că sunt și unii nemulțumiți. Înțeleg ce vreau da, să spun. Da. Spuneați că sunt și unii nemulțumiți. Ce anume îi nemulțumește? Păi, de exemplu, ni s-a spus că este o casă care e foarte bine izolată. E făcută din cărămidă eficientă. Cărămida eficientă era. Erau bolțari. Bolțarul nu face decât să atragă căldură și să cheltuiască căldură. Orice sistem de căldură care se pune acolo nu înseamnă decât costuri. Sunt clienți care cred că un panou pus să încălzească o casă. Lucru care se spune, li s-a spus. Se pune un panou sau poate două în fiecare încăpere. De altfel, vă spun cu certitudine că în momentul în care putem sta și afară, deci cu aceste panouri, putem să realizăm și o umbrelă de căldură, în sens, în spațiu deschis. Deci poate să fie foarte frig. Sub aceste panouri este cald, avem exact aceeași imagine, să ne închipuim că suntem la Postăvaru și ați văzut, unii se dau cu schiurile și când soarele se vede foarte bine, unii stau și fac plajă. Este exact aceea senzație pentru aceste panouri. Foarte interesant. Să trecem de la acest obiect al activității noastre la un proiect de act normativ legat de casele de marcat pe care îl are în vedere guvernul, l-a pus în dezbatere publică. Este vorba de un proiect de act normativ care presupune eliminarea caselor de marcat cu memorie pe rolă de hârtie și dotarea caselor de marcat cu un dispozitiv cu care să fie conectată respectiva casă de marcat fiscală la serverele ANAF, astfel încât în orice moment să știe ANAF-ul ce tastează în casa de marcat, ce bonuri fiscale emit toți comercianții. Este o utopie sau se poate realiza acest aspect? Se pot realiza? În primul și în primul rând este o directivă a Uniunii Europene ca să se implementeze un astfel de sistem. El există în țările vecine. În mod sigur se va implementa și la noi. Nu știu dacă se vor respecta acele termene care sunt date în această ordonanță. Trebuie să aibă o anume continuitate, pentru că se scrie foarte clar în acea ordonanță, se vând aparate de marcat fiscal până pe data de 15 octombrie, avizate 2015. după modelul vechi și pe urmă de la 1 ianuarie 2016 contribuabilii mari trebuie să aibă modelele noi. Trebuie găsită totuși o continuitate în... Se va implementa. Deci se va implementa acest proiect, presupune niște investiții. Investiția finală va fi spre serverele ANAF. Da, costurile vor crește în mod sigur. Deci costurile vor crește. Inițial eu am făcut un calcul și am zis că vor scade, dar în momentul în care te conectezi și trebuie să fii conectat pe un server ANAF, asta înseamnă că neapărat trebuie să plătești o legătură. Deci o legătură, fie ea de orice, o legătură wireless cu serverul ANAF. Asta o plătește comerciantul, nu? Mai mult decât atât... Dar în cătunele alea de prin satele noastre... Mă întrebați pe mine? Nu știu, dacă nu e semnal, nu vă pot spune. Deci nu vă pot spune pentru că primul pas care trebuie făcut trebuie avizate din punct de vedere tehnic. Partea de avizare începe în 2015. Sunt oameni care nu au nici energie electrică, dar trebuie să aibă servere conectate cu ANAF-ul. Există acumulator, wireless. Se poate. Din punct de vedere tehnic se poate realiza orice, dar implică GPRS, costuri, dar duce costuri mult mai mari, duce la costuri mult cam mai mari. Cât vor crește costurile celor care sunt obligați să utilizeze case de marcat? Doamna Olaru, nu vă pot spune până în momentul în care nu sunt avize tehnice, pentru că s-ar putea să nu se ceară o legătură continuă cu ANAF-ul. S-ar putea să se ceară numai o descărcare de rapoarte. Raportul zilnic de gestiune. Deci, important este acel jurnal electronic. Din punctul ăsta de vedere, vor exista anumite economii.
Pentru că vor exista economii, dar și costuri pentru cei care au acum case de marcat cu memorie pe role de hârtie. Atenție, trebuie să facem o distinție, după articolul pe care l-am scris în GDS, trebuie să facem o distinție între case de marcat care folosesc rola de hârtie să dea bon fiscal și casele de marcat care, pe lângă acea rolă de hârtie pe care este bonul fiscal, au o memorie tot pe rolă de hârtie. Deci înregistrează vânzările, înregistrează vânzările într-o rolă martor, rolă jurnal se cheamă, da. Da. Acea rolă va dispărea, în schimb va apărea un dispozitiv numit jurnal electronic în care vor fi criptate toate vânzările efectuate de respectivul comerciant și salvate în fișiere securizate, la care va avea acces un inspector ANAF. Se pot face pe vechile case de marcat aceste upgradări, aceste modificări? Dacă întrebăm un importator acum, ne spune că da, că se poate face în principiu pe noile modele. Din punctul meu de vedere, care în principiu există speciali. O comunicație, deci orice casă de marcat are o interfață serială și are o posibilitate de a mă conecta la un calculator. Acum putem să găsim, deci se pot găsi soluții ca să mă conectez pe un calculator. Deci orice casă de marcat are o interfață. Da. Haideți să vă întreb altceva, ceea ce ar interesa pe de o parte comercianții, pe de altă parte pe aceia care consumă, cer bon fiscal. Dacă acest proiect de act normativ trece și toate casele de marcat din România vor trebui să aibă o conexiune cu serverele ANAF, mai există posibilitatea ca unii să introducă marfă la negru, să o vândă la fel în magazine la negru, fără să înregistreze nimic în contabilitate, fără niciun document, fără nicio legătură cu casa de marcat. Acea posibilitate, eu zic, ar exista în continuare. Dumneavoastră, ca specialist, ce considerați? Păi există, nu ar exista acea posibilitate decât în momentul în care și-a mai cumpăra o casă de marcat, dar în momentul ăla nu mai poate conecta pe un server al ANAF-ului, ca urmare nu cred că poate să ieși, nu cred că poate să emită bonuri fiscale. Deci există acum în Craiova? Eu mă refer la faptul că, la fel ca și până acum, ei vor aduce marfă fără facturi, pe care o vor comercializa fără să emită niciun bon fiscal și ANAF-ul n-are cum să vadă. Păi casa de marcat nu registrează ce se tastează. Deci se tastează. Ce nu registrează vânzările. Nu, există și alte metode mai sofisticate. Vă rugăm, dezvăluiți-ne. Păi, de exemplu, uite, un comerciant, am o casă de marcat, da? Deci în acest moment există această posibilitate, am o casă de marcat, am la fisc, înregistrată și este fiscalizată și dau bonuri pe ea non-stop. Deci dau bonuri la orice client. Dar în spate mai am o casă de marcat pe care numai pe aia o dau la înregistrările. Numai după aia trimit înregistrările la fisc. Pe asta, nu. Fiscul poate să verifice acest lucru, dar e destul de dificil pentru că emite o serie fiscală și poate să întrebe că pe societatea asta este casa de marcat cu numărul de ordine atât, numărul de ordine atât. Dar lucrul devine deja foarte complicat pentru fisc. În momentul în care sunt conectate, atunci lucrurile devin mai simple. Deci există o posibilitate. Fură și cu case de marcat fiscale. Exact, deci există asta în cazul în care și evidențiază acest lucru și în ordonanța asta care se află în dezbatere, că există aceste posibilități și încearcă să se elimine acest lucru. Există la fel, am o casă de marcat fiscală și am o casă de marcat nefiscală, cumpărat, dau bonuri, după aia nefiscală. Lumea nu cunoaște, primește bonul, pleacă, dar scrie la sfârșit acolo, nefiscal. Sunt comercianți care au dat bonuri mult timp cu nefiscal. Orice bon fiscal, dacă vă uitați la sfârșit, are acolo un DJ pentru Dolj și și mai departe urmează patru cifre în care se dezvăluie tipul casei de marcat și urmează alte șase cifre care dezvăluie identitatea celui comerciant. Un astfel de bon fiscal emis și dat unui client, se știe că oriunde în țară a fost emis în Craiova, pe strada nu știu care, numărul 33. În funcție de acel cod? Acel număr de ordine. Un număr de ordine, da. Din partea Direcției de Finanță.
direcția de finanțe dă acest și ține evidența acestor numere de ordine. Da, în momentul în care un comerciant a achiziționat o casă de marcat, trebuie obligatoriu să meargă cu ea la finanțe pentru fiscalizare, da, și atunci se introduce. Da, vă rog să ne spuneți, în ultima perioadă au fost două modificări aduse comercianților, în sensul că aceștia au trebuit să-și modifice în memoria casei de marcat anumite aspecte. Și anume, unul a fost când a trecut, în 2012, când a trecut TVA-ul de la 19% la 24%, iar comercianții au avut un timp foarte scurt pentru a-și modifica în casa de marcat, să se treacă pe bonul fiscal 24% în loc de 19%. Și o altă modificare a fost anul trecut, când pentru orice achiziție de până la 100 de euro, comerciantul era obligat fie să emită factură, fie să tasteze din casa de marcat codul unic de înregistrare al cumpărătorului. Sunt astfel de modificări legislative, se pot pune în practică rapid? Păi, modificarea de TVA nu se poate face, poate fi pregătită înainte, în sensul că în fiecare casă de marcat există o bază de coduri, se pun aceleași coduri încă o dată cu un alt TVA. Începând din 1 septembrie, să zic, 2015, am trecut la următorul TVA, folosesc noua bază de coduri. Deci nu se face, se poate pregăti casa de marcat în prealabil. Important este să se dea timp comercianților pentru a veni cu casele de marcat la dumneavoastră sau pentru a vă deplasa dumneavoastră. Da. Deci nu este un impediment. Ăsta nu se face în acel moment. Casa de marcat se poate pregăti înainte. Poate fi pregătită înainte și din momentul critic atunci se tastează conform noilor norme. Din celălalt, referitor la înscrierea codului, da, există la cerere, se poate cere să se înscrie codul fiscal, nu este spus, se poate, deci trebuie scris pe bonul fiscal, nu neapărat, trebuie să apară cifrele. Și, în general, casele de marcat au această posibilitate. Problema este că cei care vând nu știu asta. Pe final, rapid, în 30 de secunde, ce credeți că va scădea evaziunea fiscală dacă se adoptă aceste noi norme privind casele de marcat sau nu? Eu, urmând exemplu din alte țări, cu certitudine vă spun că va scădea evaziunea fiscală, vor scădea și comercianții de case de marcat, așa cum s-a întâmplat și în celelalte țări. Pentru că peste tot toată lumea trebuie să intre în legalitate. Da. Vă mulțumesc frumos pentru participarea dumneavoastră în această seară la emisiune. Vă mulțumesc pentru invitația. A fost alături de noi domnul Aurel Tobescu, asociat unit la Decarom Service SRL din Craiova. Eu sunt Ramona Olaru și până săptămâna viitoare vă spun numai bine.